Antrenorii Valerica Gherasim și Andrei Bolohan au deplasat la competiția din Satu Mare un lot de 10 sportivi. La juniori 1, categoria 96 de kg, Sebastian Perepeliuc a ocupat locul 3. Performanța acestuia este de apreciat, mai ales că luptătorul sucevean a evoluat până acum la junior 2, categoria 85 de kg. Aflat într-o situație asemănătoare după ce a înaintat în categorie de la 55 la 60 de kg, Teodor Horătău a terminat pe locul 5 după ce a fost oprit în drumul spre o medalie la juniori 1 de un moldovean clasat pe locul 3 la europene. La junior 2, Teodor Chira a câștigat aurul la categoria 80 de kg, iar Marius Blându s-a clasat pe locul 5 la 58 de kg.